întors și vă spuneam înainte că o să-l ascultăm pe Șumudi, care să mergem acum în Gruia, să-l ascultăm pe antrenorul CFR-ului. Bună seara! Debut cu dreptul pe banca CFR-ului, victorie la 2 goluri diferență cu Borat Bania Luca, suficientă pentru calificarea în turul următor? Nu, no, nu pot să spun lucrul ăsta. În fotbal se poate întâmpla orice. Dacă ne vom culca pe o ureche că ne-am calificat de aici, vă dați seama ce ne așteaptă acolo și aici mă refer la suporteri. Știu că sunt suporteri pătimași, vor pune presiune. Va trebui să fim foarte inteligenți și să menținem acest avantaj de 2 goluri. Îmi pare rău de golul pe care l-am primit. Le-am strigat de 5 ori după margine că mai e un minut și că trebuie să închidă jocul la 2-0. Dacă intram cu 2-0 la pauză, cred că cu siguranță repriza a doua mai marcam cel puțin o dată și atunci la 3-0 cred că puteam spune eram aproape calificați. Dar în fotbal orice este posibil. Îmi pare rău de ocaziile pe care le-am avut. Am jucat un fotbal frumos, cel puțin în prima repriză am avut 4-5 situații clare de a marca, la fel și în a doua repriză. Trebuie să fim mai atenți. Lipsește ritmul de joc, e clar că primul joc a fost o presiune teribilă. Am venit la un club care este învățat cu victorii, un club care este învățat cu trofee și atunci credeți-mă că a fost o presiune extraordinară asupra mea, asupra jucătorilor, nu, fiindcă jucătorii sunt învățați, au un ADN, să zic așa, tot ceea ce înseamnă jocuri cu miză. Da, spuneați de acel gol încasat, cât de deranjant este pentru un antrenor să primească gol în ultimul minut de prelungire al primei reprize la primul șut pe spațiul porții? Da, se întâmplă, asta v-am spus, se întâmplă în fotbal, se poate întâmpla. Sperăm să nu mai facem astfel de greșeli în momentul când ne vom deplasa la Bania Luca. Deci a fost și acea ocazie a lui Vranie și la final destul de periculoasă. Deci, acea ocazie, dar m-am uitat acum de 3 ori, este offside un metru. Cred că am întâlnit și o brigadă de arbitri care tot ce a fost la limit așa a dat mai mult pentru ei, dar important este că jucătorii au înțeles și au dorit foarte mult, au turat motoarele la maximum și au venit cele 3 goluri, plus cred că am avut 5-6 situații de a marca clare, care n-avem voie să nu marcăm din astfel de situații. Ce ați făcut lui Omrani? Spunea și Ciprian Deac că e primul cantonament când se antrenează 100%, practic n-a lipsit de la niciun antrenament și astăzi forma lui una foarte bună. Ar trebui să-l întrebați pe el, ar trebui să-l întrebați pe Alibec, pe Budescu, pe Maxim, astfel de jucători care tot timpul spuneau că sunt capricioși, că e foarte greu să le intri la inimă. Sper că am făcut ceea ce trebuia, l-am făcut să înțeleagă că talentul nu este de ajuns, trebuie să și muncească. A muncit foarte bine, vedeți și silueta pe care o are, a pierdut foarte multe kilograme, s-a pregătit, joacă ceea ce trebuie să joace și cu siguranță de la meci la meci va crește și va deveni om ranit de acum câțiva ani. Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi pe ansamblu? Și ce v-a nemulțumit, să spunem, cel mai mult? Păi nu, mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, mi-a plăcut exprimarea în joc, mi-a plăcut că am avut, ne-am creat o sumedenie de ocazii, nu întâmplătoare, gândite tot ceea ce am făcut. Practic, golurile au fost marcate, primul din penalti, al doilea o plecare pe culoarea lui Omrani și centrare în fața porții, unde a atacat Deac din poziție de al doilea atacant. E clar că sunt lucruri care le-am lucrat, lucruri care le vom lucra în continuare și vom marja, fiindcă trebuie să profit de calitățile acestor jucători și să scot maximum de la ei. Dar încă noi n-am realizat nimic. Ok, am bătut 3-1, ne așteaptă un meci extrem de dificil cu cei din Craiova, o echipă puternică, o echipă care acest joc se va decide în decursul a 90 de minute sau după aceea știu că se trece direct la executarea de lovituri de pedeapsă și sper să elimine entuziasmul jucătorilor mei după această partidă, iar la jocul cu cei de la Craiova să revenim cu picioarele pe pământ și să ne batem pentru a câștiga acest trofeu. Repet, un meci extraordinar de greu, după care la 3 zile vom juca în Bania Luca, ne așteaptă un drum
destul de greu, de câteva ore cu avionul, nu va fi ușor, dar cred că totuși avem un avantaj oarecum, să zic așa, confortabil, nu foarte confortabil, dar confortabil. Va fi foarte important să începem bine jocul acolo și să nu cedem teren. Sunteți obișnuit cu atmosfera electrizantă? Pe unde ați antrenat, ați avut parte de suporteri fanatici. Totuși, cum v-ați simțit astăzi la primirea pe stadionul Dr. Constantin? Senzațional, senzațional. Le mulțumesc suporterilor. Sunt niște suporteri extraordinari. Au încurajat echipa pe toată durata jocului. Mi-au scandat numele. Nu poți să te simți decât bine în momentul în care vii într-un oraș și ești respectat de oamenii de aici. Pentru mine a fost o surpriză extraordinar de plăcută. Le mulțumesc încă o dată. Și le promit că voi face tot ceea ce știu eu mai bine ca această echipă să triumfe în continuare, cum au făcut-o și până acum. Spunea și dumneavoastră de meciul din Supercupă, un început de sezon dificil pentru CFR, vine și primul meci cu trofeu pe masă pentru dumneavoastră. Da, nu e primul meci, am mai câștigat campionat, am mai câștigat Supercupă, da, la CFR. Da, este un joc de 90 de minute în care trebuie să fim pragmatici, trebuie să facem tot ceea ce ține de noi, să ne adjudecăm acest trofeu și să aducem Supercupa în vitrina clubului. Vom da ce e mai bun, dar pentru mine, dacă m-ați întreba, este mult mai importantă o calificare și să mergem cât mai mult în competiția Champions League decât a câștiga Supercupa. Bine, asta nu înseamnă că ne vom da la o parte. Cu siguranță vom schimba câțiva jucători, fiindcă avem nevoie de prospețime, după care la 3 zile, v-am spus, vom merge la Banja Luka, dar ne vom vinde scump pielea, mergem la București să demonstrăm în continuare că jocul de astăzi n-a fost o întâmplare, practic a fost un joc bun pe care l-am meritat să câștigăm. Și ultima întrebare, să ne mai așteptăm la ceva mutări la nivelul lotului în perioada următoare, atât plecări cât și veniri? A venit un jucător Fofana din Franța, un jucător foarte bun de mijlocul terenului pe care ni l-am dorit împreună cu conducerea clubului și în același timp suntem în discuții cu un atacant, sperăm să finalizăm aceste discuții și să mai vină un atacant. Și atunci cred că suntem dublați și suntem bine pe toate posturile care sunt în momentul de față. Sper din suflet ca accidentarea lui Susic să nu fie una gravă și să-l recuperăm cât mai repede, să ne pregătim și... De-abia a început tăvălugul, să zic așa, al meciurilor. Avem mult de muncă. Mulțumesc tare mult. Cu plăcere. A început tăvălugul, spune Șumudică. Se plânge. Spune că a avut o presiune extraordinară sau că a simțit o presiune extraordinară. De ce această presiune? Înainte de un meci cu Boraz Banja Luka. E normal, a fost primul joc oficial. CFR-ul este un club la care pretențiile sunt foarte mari. Venea după două nume grele pe banca CFR-ului, Dan Petrescu și Edi Iordănescu, chiar dacă Edi Iordănescu poartă mai mult numele tatălui decât a lui încă pe bancă. Corect. Deși promite mult și clar, are o filozofie și un concept clar. De presiune pe care Edi Iordănescu nu și-a asumat. De-aia a plecat de la CFR. Corect. Probabil că a simțit acest lucru și își dorea foarte mult să revină la o echipă din România cu un succes. Mm-hmm. I-a reușit, echipa a jucat frumos, sigur în condițiile în care adversarul a fost modest. Cred că va putea face treabă bună la CFR. Vom vedea cum vor decurge lucrurile mai departe și este foarte important cum va gestiona primul eșec, pentru că va apărea și acel eșec. Dacă va ști să gestioneze relația cu greii vestiarului, dacă va ști să gestioneze relația cu conducerea clubului, cred că va avea drum lung la CFR. Cum ți-a părut, Cristi? Și mă ridică la primul meci, am văzut că la un moment dat la un gol trimitea pupici suporterilor. Bine, asta e Șumi. Eu l-am avut coleg la Rapid. Mi-a mânat la inimă. Îl știu foarte bine ca om. Pune suflet, clar. Clar este presiune pe el, pentru că vine la o echipă care a câștigat al patrulea titlu consecutiv. Și e normal să fie mai mult preocupat în această fază de joc cu echipei, de ceea ce a lucrat el în cantonament, pentru că vrea să-i se vadă roadele muncii, cel puțin în primele jocuri, după care, clar, rezultatul e important, tot ce se întâmplă în jurul echipei e important și presiunea există. Nu va avea o zi liniștită la CFR.
Interesante instantanele astea cu Șumudică la primul meci, a trăit, așa cum ai spus, pune suflet, s-a văzut că a pus din start. Regula aia cu trei cartonașe galbene din Liga 1, se suspenda antrenorul, cred că e și pentru el. Cred că și la 6 își făcea probleme. Da, la 3 va fi foarte greu. Aș mai remarca un lucru, nu se dezminte și astăzi s-a plâns de arbitraj. S-a părut că a fost offside un metru la Vraneț, în condițiile în care Sestor a intervenit și a lovit mingea, nu mai contează offside. Deci chiar dacă în momentul pasei Vraneț era în fața lui Camora, în momentul când Sestor a lovit mingea, chiar dacă a lovit-o greșit, offside-ul se anulează. Nu cred că poți să te plângi de un arbitru care în minutul 11 îți dă penalti la 0-0, în condițiile în care mi se pare că prima dată cel care inițiază acel contact este Omrani, după care este o ținere evidentă, da? Și de arbitru acordă penalti. Deci nu cred că era cazul să se plângă de arbitraj. Ce ați remarcat la faza asta? Că aș vrea să o discutăm, vorbeați în timpul meciului despre poziționarea fundașilor centrali. Amândoi ați remarcat atunci. Au mai fost câteva situații de genul ăsta în care amândoi fundași centrali părăsesc zona centrală. Majoritatea golurilor în fotbal se marchează din zona centrală. Ei sunt aici, să spunem, pentru cei care nu-i recunosc. Sunt aici. Buena este lângă numărul 7-7, iar Sestor este în spatele lui. Rămâne singur Camora în zona centrală. Dacă jucătorul, cred că e Vraniț la balon, da? Îi vede pe cei doi din spatele arbitrului și pasează în acea zonă, gândiți-vă că pe zona centrală Bania Luca este 2 contra 1. Situație foarte... E un mare gol acolo. Da, foarte avantajoasă să marchez. Unde trebuiau să stea fundaș central? Eu cred că unde este Sestor trebuia să fie Buena, iar Sestor mult mai în spate. În spațiu la gol. Da, undeva între Camora și arbitru. Cristi, dar, dacă ai altă părere, te rog. Nu, clar, ai dreptate, pentru că strâng foarte mult. Aici Mane este ieșit, cei doi mijlocași centrali au venit, au strâns destul de bine, dar cei doi fundași centrali stau foarte... prea spre margine și atunci cu o minge scoasă în zona centrală 2 contra 1 putea să-l prindă pe Camora 2 contra 1. De ce am ales faza asta? Bine, a fost o așa să... Sunt convins că Șumudică va analiza și va corecta ce spuneam mai devreme și eu și Mirela am remarcat același lucru, faptul că fundașii centrali nu au omogenitate. Asta și nu se cunosc, în evidență, că au fost mai multe faze de genul ăsta, să spunem, de ce chiar, chiar și la golul primit Sestor iese să blocheze aici. Da, și rămâne Buena unul la unul. Dacă Sestor rămâne în zona centrală, respinge ușor cu capul, e fără om, fără marcaj, da. Și Sestor greșește, deci el, el trebuia să fugă spre careul mic acum și putea să și intervină. Camora trebuia să iasă. Da, și Camora. Exact, Camora trebuia să vină să blocheze centrale. A strâns Camora în zona centrală. Bine, e și offside aici. La gol, corect, la corect, da, cam offside. Corect. Acum îi dăm dreptate la Șumudică. Da, aici nu pare. A fost offside, cred. Mie mi se pare că e o jumătate de pasă în față. Dar e greu, dacă sunt mai mulți. Nu-i fază ușoară, corect. Dar e și sus aici acolo. Și nu ne dăm seama din cauza lui Buena, dacă este offside sau nu. Dar Buena, la faza asta, Cristi? Acum, de exemplu, nu e offside. Acum. Și probabil arbitru din zona în care a fost a văzut mai bine că e pe linie. Dar se dă la linie, uite. Uite. E mai în față. Da. Asta, uite la verde închis. Da. Și uite, genunchiul... Și nu e offside. Genunchiul atacantului, eu zic că e mai în față. E grea. Așteptăm în continuare VAR-ul. Așteptăm VAR-ul. În Liga 1 vine în preliminare, ce-mi zic, tururile astea, primele tururi nu sunt. Nu este VAR. Dar Buena aici, la gol, Cristi? Nu greșește și el? Îl scapă pe acel atacant? Ba da. I-a luat fața. Adică cumva el trebuia să atace mingea. El trebuia să fie între adversar și poartă, nu adversar între el și poartă. Da. Interesant. Deci asta ați remarcat la meciul ăsta, că nu mai e apărarea, nu avea cum să fie Vinicius Burcă. Vinicius, nu știu dacă era o minge să nu respingă în careu. Adică nu putem să dăm un verdict dacă sunt mai bun sau mai răi, dar sunt câteva lucruri pe care le-am văzut la acest joc și e normal să le analizăm în comparație cu Vinicius și Burcă. Greșelile astea intervin din cauza faptului că nu se cunosc cei doi fundași centrali sau
Eu zic că multe dintre ele, da, există o lipsă de omogenitate, o lipsă de sincronizare între ei, care îi fac să ia decizii greșite. Mm. Îi va fi greu lui Șumudică să creeze un cuplu de fundaș centrali? Va fi greu, dar le trebuie jocuri, le trebuie rezultate ca să poți crea o echipă, mă refer și la Șumudică, să poți crea o echipă ca lumea și să ai performanță, trebuie să ai rezultate. Și el de asta are nevoie, cel puțin acum la început. Și rezultate în Europa, că asta se cere la CFR. CFR-ul oarecum dependentă de aceste rezultate din Europa. L-ascultăm pe Șumudică și la conferință. Bună, Șumudică, cum a fost debutul la CFR? Cum și emoții? V-aș vrea să fie mai greu, mai ușor? Nu știu, sunt circumspect înainte de orice partidă, fiindcă în fotbal există surprize, în fotbal nu mai există echipe mici. Ați văzut și dumneavoastră, cred că ne-am culcat pe ureche la scorul de 2-0, am luat golul în minutul 45, nu este normal în ultima fază de joc să iei acel gol, dar îmi pare rău că am practicat un fotbal de calitate, am avut o sumedenie de ocazii, eu nu mi-aduc aminte când CFR-ul în cupele europene, indiferent de ce adversar a avut, să aibă atâtea ocazii de a marca. Îmi pare rău că diferența de scor din prima repriză n-a fost una mai categorică, după care și în a doua repriză am avut iar o sumedenie de ocazii, ei practic au ajuns o singură dată la poarta noastră și ne-au marcat un gol. Deocamdată n-am realizat nimic, ok, am câștigat. Acest gol în deplasare nu prea mai contează. Noi, ca să fim scoși din această competiție, ar trebui să pierdem cu 3-0 acolo. Dar niciodată trebuie să fii pregătit. Între cele două manșe, care au fost prima de astăzi și cea de marțea viitoare, ne așteaptă un joc extraordinar de greu cu un trofeu pe masă, cel cu Universitatea Craiova, și nu va fi ușor pentru jucătorii mei să-i recuperez, să-i fac să uite entuziasmul care este uman și care se înfiripă, să zic așa, în subconștientul jucătorului, și va trebui să facem tot ceea ce ține de noi, să-i aduc cu picioarele pe pământ până sâmbătă, iar când vom juca cu trofeul pe masă, să dăm tot la fel 100%. Îmi doresc din suflet ca accidentarea lui Susi să nu fie una serioasă, și fiindcă nu avem nevoie de să pierdem jucători, și cred într-un final că lumea a plecat mulțumită de la stadion. Țin să le mulțumesc fanilor din suflet pentru primirea care au făcut-o echipei și mie în special. Mi-era dor să-mi aud numele iar scandat de suporteri. Le mulțumesc, le transmit că iubesc, sunt fanii mei, tot timpul voi face tot ceea ce ține de mine să-i mulțumesc. Vine una cadamina cu Mauchie, v-a ajutat domnul? Nu este adevărat, am avut o discuție cu domnul Lucescu și nu. Acel atacant despre care este vorba este campion mondial și este la Under 21, este capitanul echipei Under 21 și nu este are o cotă de piață de 6 milioane de euro și nu este nicio posibilitate în a aduce acest atacant. Suntem în discuție și cu alți atacanți, sperăm să găsim un atacant care să-l aducem și care să ni-l permitem să-l aducem, fiindcă nu e ușor să aduci jucători în Europa de Est și să plătești sume exorbitante. Nu suntem în măsură să facem lucrul ăsta și nici nu-mi doresc să fac lucrul ăsta niciodată ca să rup vestiarul. Nu. Eu am un vestiar unit, un vestiar pe care îl respect, pe care eu cred că în momentul de față a înțeles acest vestiar ceea ce îmi doresc eu de la ei, și atunci eu nu vreau să distrug acest vestiar, să aduc jucători care să câștige salarii exorbitante în comparație cu jucătorii mei care au dus greu și care au dus greu ultimii ani aici. Este adevărat că pleacă Andrei Burcă la Dinamo Kiev? Nu, eronat. Sunteți mulțumit de transferul polonezului Lewandowski de la Cluj? Dar eu nu știu despre ce polonez vorbiți. Nu este vorba de, cred că am citit și eu pe unele site-uri despre un vârf de atac
care a jucat în Italia, la Frosinone, și care ne-ar interesa. Dar sunt niște știri, în momentul de față, false, care nu și-au rostul și nu... Eu nu știu nimic, am vorbit și cu președintele clubului, deocamdată nu este nimic adevărat. Singurul jucător care îl vom legitima și care astăzi a trecut testul medical este un mijlocaș din Franța, Fofana, un jucător care sunt ferm convins că ne va ajuta. Ați început o victorie în Europa, o să începeți cu o victorie și în cadrul competițiilor interne, o să vă dați seama că îmi doresc. E un trofeu pe masă în decursul a 90 de minute plus loviturile de departajare, fiindcă nu există cele două reprize de prelungiri. Voi încerca să aliniez o formație competitivă la ora jocului. Cu siguranță vom face unele schimbări, fiindcă avem nevoie de prospețime și jucând din 3 în 3 zile, la 3 zile noi va trebui să mergem la Bania Luca. Înseamnă mult și drumul care îl facem până acolo. Cu siguranță acolo ne va aștepta iadul, să zic așa, fiindcă eu știu ce atmosferă fac fanii celor de la Bania Luca. Am urmărit meciurile lor de acasă, dar suntem pregătiți, mergem să ne luptăm și cu Craiova și în cea de-a doua rundă a acestui prim tur preliminar și sperăm să câștigăm fiecare meci. Eu mă gândesc în primul rând acum la jocul de Supercupă. Va fi un meci greu, un meci cu o echipă așezată, o echipă care n-are probleme financiare, o echipă cu un patron care plătește la timp și o echipă care își dorește foarte mult performanță. Vom vedea ce se va întâmpla sâmbătă. Ok. Marius Șumudică, ne întoarcem după o scurtă pauză.